Pe site-ul prezența.roaep.ro pentru prima dată vor fi prezentate grafic în mod continuu rezultatele voturilor obținute de către candidați pe măsură ce președintele și membrii secțiilor de votare transmit digital procesele verbale cu voturile exprimate. Cei care vor accesa site-ul vor putea selecta diverse criterii pentru afișarea rezultatelor în funcție de candidat, județ sau localitate, pe țară sau în străinătate. Este o hartă interactivă ce permite diferite filtre, anunță serviciul de telecomunicare Speciale. De asemenea, la fel ca la procesele electorale anterioare vor fi publicate în timp real datele statistice cu privire la prezența alegătorilor în secțiile de votare, fotografiile proceselor verbale și alte date de transparență. Atât site-ul prezența.roaep.ro, cât și site-ul voting.roaep.ro vor fi disponibile începând cu deschiderea oficială a votării.